Noul ministru Liviu Pop dorește noi modificări pentru legea educației. În primul rând vorbește despre introducerea bacului diferențiat. Această măsură ar putea preveni abandonul școlar. Totodată dorește să se păstreze evaluările cu speranța că orientarea corectă a elevilor spre studiu sau meserie va rezolva altă problemă. Odată ce noua legea educației ar fi adoptată, punerea ei în aplicare ar putea dura cel mult 4 ani. Ministrul Liviu Pop promite și că legea va fi mai întâi discutată cu experții în educație, cu mediul de afaceri, dar și cu părinții. O altă propunere a ministrului se referă la miile de profesori necalificați care ar putea fi scoși din sistem la toamnă. Astfel, sistemul de învățământ ar oferi copiilor șanse egale de pregătire reală, indiferent că sunt la sat sau la oraș. Din tot sistemul bugetar, doar în învățământ există personal necalificat. Acesta a recunoscut însă că întâi va trebui să găsească suficient personal calificat pentru a ocupa miile de posturi ocupate acum de suplinitori.